Bine te-am regăsit, Nadina! La fel, Linca! Într-o formă de zile mare astăzi. Acum, pe final de drum, ce facem? Unde mergem? O poveste interesantă? O poveste... Nu știu dacă cât este interesantă. Așa cum a spus și Raluca, pentru mine Bravo, ai stil! a însemnat un vis. Și câteodată a fost un vis puțin amar, așa că astăzi m-am hotărât să merg să-mi cumpăr zaharină, să-mi îndulcesc visul, Elinca. Ia, dragă, zahărul normal și îndulcește-l până la capăt. Trebuie să avem grijă la siluetă. N-aveți voi probleme. Nadina, crezi că deții toate aturile necesare pentru a câștiga acest concurs? Da. Care ar fi? Păi, în primul și în primul rând, stilul, Liling, așa cum am spus de nenumărate ori, și cu asta am intrat și cu asta voi părăsi nu doar competiția, ci și viața aceasta. O femeie stilată este o femeie care are întotdeauna atitudine, are caracter, o femeie plină de bunătate, plină de empatie, încerc, mă străduiesc, căci nu sunt perfectă, o femeie care știe să se îmbrace, dar este permis să facă și greșeli stilistice din când în când. Perfect, Nadina. Hai să vorbim și cu fetele despre discuțiile pe care le aveți în continuare în culise și este natural să fie așa, cu atât mai mult cu cât competiția se întețește pe zi ce trece, pe zi ce trece. Pentru tine nu contează deloc părerea colegelor tale? Contează foarte puțin. Eu am spus, nu am venit în competiție pentru adversarele mele. De ce m-ar trebui să mă intereseze cumva? Mă interesează în sensul să nu fac ceva să le deranjez foarte tare sau să nu fac ceva jignitor la adresa lor, în sensul acesta, dar nu că... Dar în rest, dacă îți dau un sfat, dacă, nu știu, vorbim despre ținută și așa? Am primit foarte multe sfaturi ajutătoare și țin să-i mulțumesc pe calea aceasta. Chiar mi-a dat foarte multe sfaturi. Am mai spus asta și în materie de a poza și în materie de mai multe lucruri. Irina e singura? Da, Irina este singura la care eu am putut să învăț ceva la un moment dat sau, nu știu, cumva am simțit că mă ajută sfaturile ei. Ține Nadina cont de părerile voastre, fetelor? O interesează ce aveți de spus? Cred că nu ține cont de părerile pe care noi le spunem aici, pentru că în ediția trecută mie mi-a demonstrat că ei nu-i place niciun fel de critică și atunci clar o deranjează părerile noastre și nu ține cont de ele. Și înainte de a ține cont cumva de părerile noastre, dacă ar face asta, dar nu o face, nu ne ascultă. Are un monolog. Eu cred că la vârsta lor, cred că ar trebui să fie mai înțelepte, știi? Și să știe mai multe lucruri, să fie nu neapărat mai bune, mai umane, pentru că așa cred eu, nu știu ce cred. Eu, din experiențele pe care am avut în viață, am învățat sau încercat să învăț din fiecare lucru rău sau bun ceva. Și să știi, Adina, că tocmai experiențele negative sunt cele constructive. Tot tu ai fost cea care a susținut că au dat dovadă de lipsă de umanitate și de înțelepciune în ceea ce te privește. Așa este, Elinca. De ce? Din cauza dovezilor, din cauza acuzațiilor nefondate și din cauza lipsei de dovezi crasă, care de cele mai multe ori, de fapt cam de fiecare dată a existat în dialogurile lor cu mine și în acuzațiile lor la adresa mea. De ce râzi, Corina? Scuze, dar mă gândeam că tot vorbea fetele despre dezumanizare și mă gândeam cum ar fi să mergem în 4 labe pe aici sau ceva. Scuze. Dar vis-a-vis de cele afirmate de Nadina, ai vreo părere? Cele afirmate de Nadina. Nadina joacă rolul până la capăt. Și probabil că o să joace și în această emisiune, dar și în finală. Nu știu dacă în finală vom mai avea aceste discuții, dacă ne vei mai întreba, Elinca, nu știu exact cum o să decurgă. Dar probabil că își va menține acest discurs până la final, pentru că altfel nu cred că i-ar prinde bine. Că 6 luni de zile să zici același lucru, dar cu alte cuvinte și să pui, mă rog, să te ascunzi cumva în spatele unei măști. Cred că e bine cumva, dacă tot ai făcut, o soție până la capăt, așa că mă aștept să fac asta, da. Dar poate un om să facă asta? Well... Înseamnă că sunt cea mai bună actriță, Elinca, deși sunt cea mai proastă actriță, s-a dovedit în toate galele mele. Am încercat să fug mereu de actorie, de parte de actorie, pentru că nu reușesc să fiu altcineva decât eu. Hai să vedem cum arată ținuta. Corina? Ți-ai achiziționat pentru săptămâna aceasta ținutele de la același designer? Nu, sunt ținute din mass market. Sunt câteva piese, toate sunt din mass market. Ok. Detaliile de la acel magazin. Da. De ce simți nevoia mereu să-ți pui umeri super? A fost doar această săptămână și am spus, mi-am justificat alegerea. Am vrut să mă îmbrac așa cum simt eu. Asta e drăguț. Nu mi se pare că ai făcut ceva vadavum pentru ultima săptămână. Elena? Simpatic. Ținutele pe care le-ai prezentat în această săptămână îmi arată de unde puterea și siguranța ta din faptul că orice ar fi, tu ești votată și tu nu ții cont de absolut nimic. Nu mi se pare că este ținută pentru ultima seară, cum ținutele tale din această săptămână mi arată că ție nu-ți pasă pentru că, repet, tu știi că ești votată. Cred, asta este concluzia mea despre... și despre atitudinea ta și despre faptul că râzi tot timpul și că orice ți s-ar spune nu te interesează pentru că tu știi că ești pe locul 1. Orice ai face și faci ce vrei. Voi știți că e mai ușor să dați în ceilalți. Asta cred eu, este părerea mea. Nu dau în nimeni, este părerea mea, nu te-am jignit. Iar eu cred că cumva ți este necaz, că nu poți să fii așa. Nu este necaz. Și că ți-ai dori să fii mai puternică și nu reușești. Nu mi este necaz, Nadina. Pur și simplu sunt un om corect și spun lucrurilor pe nume și am curajul să spun ceea ce gândesc. Eu am mai spus lucrurile astea, indiferent de ce se întâmplă. Eu consider, Elena, că tu nu te cunoști pe tine și trebuie să înveți. Nadina, hai să nu o dăm în această dramă, că viața mea nu este. Eu nu trebuie să fiu victimă aici, că mă cunosc sau nu pe mine, nu interesează pe nimeni de acasă, nici pe tine. Păi, să știi că să-mi comentezi ținutele în această competiție, dacă poți. Să știi că acțiunile noastre vin din dacă ne cunoaștem, cât de bine ne cunoaștem, Alina, cât de rău ne cunoaștem. Am mai spus, încerc să schimbi definiția stilului și încerc și ai venit în această competiție pentru a vorbi cu cei de acasă, nu pentru a prezenta ținute și nu pentru a demonstra că ai stil. Uite, aici nici măcar pentru a-l căpăta, pentru că suntem în ultima zi a acestei competiții și totuși nu încerci să faci nimic. Sau asta este părerea mea. Da, Corina. Eu mă simt extraordinar privind anumite tipologii de oameni și sincer aș fi curioasă, Nadina, să văd în 2 ore, 3 ore, habar n-am, prin ce ai trecut tu și cum a arătat viața ta până în momentul de față, ca să poți ajunge să faci lucrurile așa, să le gândești așa și să le transmiți mai departe în felul acesta. 6 luni de zile. Sunt foarte curioasă. Ar trebui foarte mult timp și putem să avem o discuție foarte lungă. E un film la care m-aș uita. Da, putem să avem o discuție. Da, mi se pare cel puțin interesant. Cum poți ajunge la genul ăsta de control? Și aici mă refer la manipularea în masă. Mi se pare extraordinar cumva. Dând la o parte părțile negative, că nu e ok să facem asta. Mi se pare extraordinar. Atât. Dar face asta, Nadina? Nu mai zis, eu cred asta. Și este părerea mea, cine vrea să-mi respecte bine, cine nu, nu. Eu am anumite simțuri, îmi dau seama de anumite lucruri, plus că mi-e de ajuns să stau o vreme lângă o persoană și îmi dau seama de anumite lucruri. Asta este părerea mea, poate să fie greșită sau cel puțin ce ne prezinți aici în platou, ce ne-ai prezentat pe mine, asta m-a făcut să cred, Nadina, în rest cine știe. Ce zici, Nadina? Ce zic, Elinca? Îi mulțumesc pentru părerea ei, eu nu pot să o schimb și nici nu vreau să fac asta. Cred că m-am justificat și m-am explicat despre am schimbat de mult prea multe ori pe toate temele și pe toate subiectele. Deci nu cred că bineînțeles că nu este așa, orice a spune eu oricum este deprisos, pentru că cei de acasă vor decide până la urmă cine spune adevărul și cine nu. Bineînțeles. Da, corect, pot judeca și asta. Ei decid clar cine este marea câștigătoare. Dar până acolo mai avem încă de trecut niște hopuri, cum ar fi exact acum o jurizare ca la carte. Hai în fața lor, Nadina. Dragă, dar n-avei cum să nu închei decât cu o piesă din asta maestoasă. Dar nu puteai tu, Nadina, să vii și cu o ținută mai maestoasă. Ținuta pe care o porți este corectă. Absolut nimic de obiectat. Față de Nadina, cea care a intrat în această competiție, Nadina, pe care o avem astăzi în fața noastră, da, cred că ți-ai făcut singură această ținută. Este corectă, e civilizată, e o ținută care îți vine bine. Chiar dacă ai umerii puțin mai, puțin supradimensionați, toate astea îți vine bine. Coafiura este bine aleasă, dar este atâtic de puțin. Probabil că și tu, la fel ca și colegele tale, pentru că nici prin spate ne-am văzut și nu te prea strălucite, vă concentrați pentru gala de mâine seară, pentru marea finală. Pentru că altfel nu am explicație de ce să vii cu o ținută atât de simplă, într-o zi atât de importantă. Ori v-ați gândit că nu contează steluțele? A, da. Nu, cred că ne-am gândit cu toatele să prezentăm ceva safe, mai sigur, da. Să nu riscăm atât de mult așa cum am făcut-o parcursul competiției. Nu mă aștept da, să riscați foarte mult, adică la mare exerciții de styling, dar m-aș fi așteptat să prezentați piese mai strălucitoare, mai fabuloase, mai să ne lase un pic să stăm cu respirația tăiată, să ne gândim, măi, fetele astea sunt cele 4 finaliste ale sezonului 5. Merită să fie aici. Uitându-mă la tot parcursul, da, merită să fie aici, toate celelalte merită să fie aici. Dar nu în ținutele pe care le aveți astăzi sau ținuta pe care o ai tu astăzi. E prea puțin. Da, așa este. E o ținută simplă, dar frumoasă, stă bine. Uite, de data asta, chiar dacă oamenii sunt mari, supradimensionați, nu te mai fac atât de mică. Okay. Adică, vezi... Sunt mai puțin supradimensionați și... Nu, sunt, dar au o distanță. Okay. Sunt, au acești... Înțelegi, tu îi faci pe ea mari și în sus. Ăia nu stau bine. Ăștia stau bine, ăștia sunt ok. Dar ținuta, așa cum spunea și Raluca, este simplă. Cu toții, de fapt, cred că sunt în asentimentul da. Lui Maurice, care încă nu a discutat, nu a vorbit. Tu toții ne așteptam la niște ținute. Este vineri seara, este weekend, iar mâine seara este marea finală. Cu toții ne așteptam să veniți, v-am spus, să împrumutați, să dați de avalma la toți prietenii, prietenele voastre, să vă dea haine. N-ați făcut-o, nu știu de ce sunt, poate sunteți obosite, poate că într-adevăr au fost sute de ținute pe care, și de styling-uri pe care le-ați făcut până acum și ați obosit. Și vă pregătiți pentru marea finală, dar totuși, astă seară, lumea se va uita la voi, pentru că mâine seară lumea va vota, va scoate un ban din buzunar pentru voi. Atât pentru tine, Nadina, cât și pentru celelalte. Așa este, eu am intrat însă în competiție. Plus că să nu uităm, scuză-mă, oamenii votează și acum. În momentul ăsta oamenii dau bani din buzunar, vă votează. Deci și în seara asta, seara de vineri, era o seară importantă pentru voi, nu știu dacă voi v-ați gândit la asta. Tocmai de-aia trebuia să veniți cu niște ținute, wow, ținute tip gală, da? Așa este, eu am intrat în această competiție cu ținute din mass market și am vrut să plec tot cu ținute din mass market și ținta de astăzi... Spre binele tău, sper că pentru marea gală nu e... Este ultima seară înainte de marea finală, te felicit pentru tot ce ai făcut în acest sezon. Într-adevăr, cu bune, cu rele, cu suișuri, cu coborâșuri, cu scandaluri, tu cred... că da, îți meriți oarecum locul în această finală, ai demonstrat că ești puternică. Noi o să lăsăm la o parte tot ce a fost rău, o să ne ducem aminte de tine numai de lucrurile frumoase și pe care tu ni le-ai prezentat aici, mai ales din punct de vedere stilistic, și eu îți urez mult succes în marea finală de mâine. Mulțumesc mult, Cătălin, să știi că la fel și eu. Chiar vă mulțumesc pentru toate sfaturile pe care mi le-ați dat. Multe au fost constructive și o să încerc să le pun în aplicare cât de mult posibil. Așa să vă ajute Dumnezeu. Ne bucurăm, drag. Mie mi se pare cumva cea mai slabă săptămână de până acum, de dinaintea unei mari finale, evident, că la asta ne referim. Deși nu am agreat niciodată ideea de short de genul acesta purtat cu sandale cu barete fine, prefer orice altceva în loc, nu știu, fustă, salopetă, orice altceva. Nu pot să spun că mă deranjează foarte tare, dar deja au spus și colegii mei asta înaintea mea, este mult prea puțin, adică, ok, nu mă așteptam să rupeți acum un nor fetelor sau să descindeți pe un cal ca la Studio 54 acoperite de pietre prețioase, dar totuși ceva care să vă definească și pe voi, dar care să anticipeze această mare finală, să punctăm cumva că este ultima ediție săptămânală și să demonstrați cu ținute din mass market, de la designer român, de unde vreți voi, că nu asta ne interesa, faptul că totuși stylingul primează și că ar trebui să strălucească în adevăratul sens al cuvântului. Și nu văd asta. Calificative pentru Nadina, vă rog. Maurice? Succes mâine seară, Nadina. Mulțumesc mult, Maurice. Succes mâine seară. Mulțumesc. Mult succes mâine seară, Nadina. Mulțumesc mult, Cătălin. Și cei de acasă te ascultă chiar acum, poate sunt cu mâna pe telefon și încep să voteze. Dragii mei, toată viața mea am admirat copacii. Se spune despre copaci că sunt efortul nesfârșit al pământului de a vorbi cu cerul. Și eu mi-aș dori din când în când să vorbesc cu cerul, însă în seara asta vreau să vă rog din tot sufletul meu să votați 8 la 1206 dacă considerați că merit. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc și eu, Nadina! Wow. Hai să ne gândim puțin. Facem marea târnoseală, hai să ne gândim la o locație. Păi începem la pisica acasă, primul episod. Păi da, nici avem noctos la mine în casă. Să nu mai câini, nu mai pisici, nu mai haine, nu mai copil. Și ea mă așteaptă, mă ia de la lift și eu într-o expansiune totală și superbă îi rog mufa pisicii cu ușa de la lift. Și așa începe de fapt marea târnoseală. Dar dacă ar fi să alegem o locație în aer liber și să jurizăm fetele care... pe nordului, la locația noastră. Termină, te duci și trece palea aia, termină. Lasă-mă cu nordului. Termină, acolo trece palea aia. Eu vreau să o văd, urcând Ceahlăul. Vreau să o văd urcând Ceahlăul. Vreau să fie această haicăriță nebună, această alpinistă, această tica. Tica de la Ticu, soțul cu Irina a populariu, cum? Nu l-am făcut dragă nicio legătură. Tica! Doamne ferește, ce să comentăm pe Ceahlăul? Că ăia toți vin îmbrăcați în haine de alea de montaniari. Ce comentăm noi pe Ceahlăul? Eu sunt de acord cu bicica montanierii. Comentez ca banierii, te specializezi în montat de corturi,